În vederea îmbunătățirii accesului cetățenilor la actul de justiție și sporirii măsurilor de protecție a sănătății populației, în contextul actualei pandemii, Curtea de Apel Suceava lansează noul site al instituției www.curteadeapelsuceava.ro, care va cuprinde următoarele aplicații operaționale pentru toate instanțele din județele Suceava și Botoșani: dosarul electronic, aplicație care permite vizualizarea online și descărcarea de către părți, reprezentanții acestora și ceilalți participanți, experți, interpreți, traducători, lichidatori judiciari a documentelor din dosarele aflate pe rolul instanțelor. În funcție de capacitățile de scanare și resursele umane disponibile, în aplicație vor putea fi vizualizate la momentul lansării toate documentele din dosare pentru Curtea de Apel și instanțele arondate Tribunalului Botoșani, ori doar cele întocmite de instanțe, urmând ca pe măsura realizării operațiunilor de scanare să fie disponibile toate documentele pentru Tribunalul Suceava și instanțele arondate. Aplicația de transmitere securizată a documentelor, care permite transmiterea online a documentelor întocmite de instanțe, însoțită de semnătura electronică pentru părțile și reprezentanții acestora, care pun la dispoziție instanțelor o adresă de e-mail și un număr de telefon. Aplicația care permite vizualizarea în timp real a derulării ședințelor de judecată, deosebit de utilă mai ales pentru avocați care își pot astfel programa activitățile zilnice de asistență ori reprezentare juridică. Aplicația de programare online pentru activități care necesită prezența fizică la registraturile și arhivele instanțelor. Curtea de Apel Suceava precizează că aplicațiile implementate sunt însoțite de instrucțiuni de utilizare, accesul fiind deosebit de facil, inclusiv de pe telefonul mobil, urmând a fi complet operaționale pentru toate instanțele arondate, începând cu data de 5 noiembrie 2020, dată până la care se vor efectua testări în funcție de traficul înregistrat. Deosebit de aceste aplicații informatice care se înscriu în tendința actuală de digitalizare a justiției, site-ul cuprinde informații despre organizarea, compunerea, conducerea și competența instanțelor, practica judiciară relevantă, precum și un ghid cu întrebări și răspunsuri pentru cetățenii care se adresează instanțelor de judecată. Proiectul a fost realizat cu sprijinul și colaborarea specialiștilor IT de la tribunalele Arad și București și de la curțile de apel Galați, Constanța și București.